de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți Bună dimineața, oameni buni! Bună dimineața! Ieri a fost o zi plină pentru redacția Mesagerul. După emisiunea de dimineață am primit foarte multe îndemnuri la cumințenie. Unii m-au îndemnat să merg să văd și eu cumințenia pământului al lui Brâncuș. Alții au zis că poate ar fi cazul să meditez la masa tăcerii. Dar una peste alta, toate aceste lucruri au trecut după ce am văzut ședința Consiliului Județean de după masă, în care, iată, după care, iată, a ieșit fum, cred că alb, se face, nu știu, la Vatican, parcă, când se alege Papa. Aici am ales doi vicepreședinți, o doamnă de la Pro-România și un domn de la Partidul Mișcarea Populară. Facem precizarea că întreg procesul a fost unul extrem de transparent, democratic, încheiat cu voturi puse într-o urnă extrem de bine supravegheată de toată lumea de acolo, de toate partidele, de toate nuanțele din partide, etc. Iată că s-a făcut un prim pas spre normalitate. Ghilimelele nu le am la mine, dar este un prim pas spre normalitate. Trebuia să avem vicepreședinți. Urmează să avem și viceprimari și după aceea putem, vorba președintelui al Consiliului Județean, să mergem alături de domnia sa cu proiectele domniei sale pentru dezvoltarea județului. El a promis că va dezvolta județul, a început acum 5 ani, a dezvoltat și acum promite să dezvolte în continuare. Pentru că domnia sa promite atât de mult, ca om politic, ca om de administrație, noi nu putem să mai comentăm foarte mult aceste lucruri și vă anunț că este joi și a apărut Mesagerul de Neamț numărul 478. Și pentru că este joi, a venit să comenteze alături de mine conținutul Mesagerului de Neamț și alte lucruri, domnul dr. Liviu Harbuz, după o lungă perioadă de absență. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit și mă bucur că am revenit. Și eu mă bucur că ați revenit. La obiceiurile bune. Da, da. V-ați gândit puțin. Nu, mă gândeam că obiceiurile bune trebuie ținute. Noi le-am cam sărit, toate aceste obiceiuri bune. Domnul dr. Liviu Harbuz, acum vă vorbesc în calitate de coordonator al Partidului Pro-România. Cu foarte multă seriozitate și vă rog să vă uitați la mine când mă spun, te rog, plan dublu așa, deci cu foarte multă seriozitate, fără niciun zâmbet, vreau să vă felicit. N-am voie să zâmbesc? Nu, eu nu zâmbesc. A. Eu nu zâmbesc. Dumneavoastră puteți zâmbi, că eu sunt moderator și aici trebuie să fiu extrem de... Vreau să vă felicit pentru rezultatele de pe urma alegerilor locale. Deci, practic, Pro-România are în acest moment un vicepreședinte de Consiliul Județean, are un viceprimar la Piatra Neamț, un primar, dacă mai fi, cred că este încă la Pro-România primarul. Un viceprimar. Și un primar de comună. Un primar de comună și mai mulți viceprimari. Și mai mulți viceprimari, nu știu, cel de la... acum cel de la Grințieri sigur este viceprimar. Este viceprimar. Așa. Sunt 5 viceprimari, 6 împreună cu viceprimarul de municipiu, un primar și... Așa cum am spus, un vicepreședinte de la Consiliul Județean. Bun, când spuneam de viceprimarul de la Grințieri și îmi închipuiam că el este, ca să spun așa, imaginea cea mai clară a colaborării care a existat la nivel instituțional între PNL și Pro-România. Dar, mă rog, ziceam că nu zâmbesc deloc. Bun, eu cred că acolo a fost în derulare un eveniment nefericit.
Nu știu foarte multe detalii și n-aș putea să acuz sau să scuz pe cineva. Nu cred că e un mod de a face administrație. Sunt convins că atunci când vorbim despre administrație, fără o bună colaborare nu se poate face nimic. Până la urmă, cu toții, cei care suntem în administrația locală și chiar centrală, în momentul în care ocupăm niște poziții, suntem obligați să lucrăm în interesul cetățenilor. Dincolo de acest obiectiv, care ar trebui să fie obiectivul tuturor politicienilor, din păcate nu întotdeauna este așa, desigur, sunt tot felul de discuții divergente, dar eu sper ca ele să fie doar într-un conflict de idei și nu într-un conflict fizic exprimate. Fac eforturi. În condițiile în care totuși trăim în secolul 21. E adevărat că emoțiile, stresul, viața de zi cu zi, pandemia ne-au accentuat stările astea anxioase și din când în când probabil răbufnim. Dar, repet, astfel de situații nu au ce căuta în administrația publică. Bun. Deci, eu am deschis o discuție și am spus că vă felicit. Dumneavoastră, cum analizați din punctul de vedere al coordonatorului de partid, și aici las la o parte tot ce înseamnă chestiuni personale, acest rezultat? Lăsând la, așa cum ați subliniat, orice chestiune personală, cred că pentru Pro-România este un rezultat bun. Pro-România trebuie să rămână organizație, mai ales Pro-România Neamț, puternică, independentă, fără a fi la remorca cuiva. Ea trebuie să se exprime în baza obiectivelor pe care și le-a stabilit încă de la început. Pentru că atunci când am pornit cu Pro-România și atunci când practic am construit această filială județeană, m-am bazat în mod special pe principii, pe obiective care să fie în folosul cetățeanului, așa cum spuneam, în sensul în care să venim cu un alt fel de politică, să venim cu politicieni tineri, să venim cu oameni care n-au mai făcut politică, să încercăm să ne substituim cetățeanului în sensul în care o mai bună, adică bunăstarea cetățeanului să fie pe primul loc. Mă gândeam acum la politicieni tineri. Da, aveți doi politicieni tineri pe funcții. Unul la primărie, domnul Alin Lehăduș. Da, la, să spunem, primul mandat de politician. Așa, și un altul care este un pic mai vechi ca politician, nu ca vârstă. Doamna Mădălina Ciupotaru, care... Care face de vreo 10 ani politică. Da, a făcut o politică apropiată de domnul președinte Arsene o perioadă, a trecut cu arme și bagaje alături de domnul Victor Ponta și acum colaborează cu domnul Arsene într-o echipă destul de, hai să-i spunem, pestriță. Da, pestriță, în primul rând, nici măcar nu vorbim doctrinar. Să spunem că doctrinele, până la urmă, se întâlnesc, se războiesc, dar important este ce rămâne în urma acestor confruntări doctrinare. Dar, repet, atunci când vorbim despre administrație publică locală, până la urmă, eu nu cred că dacă avem un proiect de hotărâre care este în interesul cetății, în interesul comunității, cineva e nebun să voteze împotriva acelui proiect doar pentru a avea o poziție sau o opoziție politică. Adică, cred că luptele politice trebuie să se oprească la administrație, iar acolo deciziile să fie luate foarte pragmatic pe ceea ce înseamnă un rezultat bun pentru comunitate. Aveți dreptate, așa este. Deci luptele politice trebuie să oprească. Am văzut și un prim îndemn.
Iar la finalul ședinței de Consiliu Local... Pare rău, n-am văzut întotdeauna pierd finalul și la filme. Domnul președinte Arsene a transmis un mesaj de colaborare tuturor consilierilor. El a spus așa: eu am început să modernizez județul, am spus să veniți lângă mine pe proiectele mele, accentuez pe proiectele mele, pentru că așa vom reuși. Vă chem și acum să veniți lângă mine pe proiectele mele. Adică lucrurile sunt foarte clare. El are proiecte și nu prea pare dispus. Nu el are proiecte, Consiliul Județean are proiecte. Deci eu vă citesc ce a fost în emisie, adică, în transmisie. Până la urmă, nu suntem în curtea și în casa personală, nu ne cheltuim banii personali, vorbim de bani publici, vorbim de bani județeni, ai Consiliului Județean. Cred că investițiile sunt binevenite, indiferent din ce parte vin propunerile, iar confruntările pe care eu le-am văzut de câteva ori în Consiliul Județean nu se refereau la oportunitatea sau inoportunitatea unui proiect. Ele se refereau la legalitate, ceea ce e foarte important. Ele se refereau la valoarea acestor proiecte, dacă este valoarea corectă, că până la urmă despre asta vorbim, despre oportunitate, despre execuție, despre valoare, despre licitații. Că nu se poate vorbi oficial de parandărăt. Că nu se poate vorbi oficial de parandărăt. Bun, acum să vă spun ceva. Până nu e demonstrat parandărătul, pentru că de ani de zile aud de parandărăt în toate guvernele, în toate partidele. De multe ori a fost demonstrat. Până la proba contrarie, fiecare este... să spunem, are prezumția de nevinovăție. Haideți să trecem la lucruri mai frumoase. Nu știu dacă sunt mai frumoase. A apărut Mesagerul de Neamț. De mult n-am mai comentat în ziar. N-am mai comentat de mult cu cineva ziarul. Vă citesc câteva titluri. În fiecare joi avem vă citesc câteva obicei, titluri. Mă rog. Zice lumea la primărie: pot servi în fiecare dimineață de luni la operativa de la primărie, digitalizare și informatizare. Preț de vreo două ore, primorul și echipa se întâlnesc online cu șefii de servicii, cu directorii de societăți, discută operativ, online. De exemplu, o șefă de serviciu raportează: domnule primar, am făcut asta, 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 asta. Domnul primar o întreabă: dar știți că mai sunt probleme? Da, dar astea le discutăm când trec eu pe la dumneavoastră. După care ședința decurge așa și se termină. La final, fiecare se apucă de treabă, dar în prealabil, înainte de ședința online și discuția operativă, fiecare șef de serviciu trebuie să depună un raport pe hârtie despre ce se va discuta în ședință. Ceea ce mi se pare un prim pas spre digitalizare și informatizare la nivelul unei instituții conduse de un tânăr primar. Acest tânăr primar, mă refer la domnul Carabela și numai, e o echipă tânără la primărie. Au un fel de timiditate și cred că ei fac parte dintr-o altă generație de politicieni, acei politicieni care au prea mult bun simț. Chiar acum citesc o carte despre bunul simț în administrație și în politică. Cred că acest bun simț... Vă sugerez să o cumpărați în multe exemplare. Am cumpărat-o și să o faceți cadou de 8 martie tuturor doamnelor și domnilor, că acum nu mai e. Eu spun, consilierii sunt transgen. Bine, în momentul ăsta. Eu am câțiva prieteni bărbați care le spun la mulți ani de 8 martie. Așa. Nu vreau să le faceți detalii, cadou. Să spun de ce. Să le faceți cadou cartea. Vă rog. Da. O să râdeți... Dar pe lângă timiditate, pe lângă bun simț, acești oameni sunt și citiți. Pentru că ei chiar citesc. Și am să vă spun asta pentru că ne-am împărtășit păreri despre recenzii despre anumite cărți. Și vorbesc aici chiar de cărți, tot îl pomeneam eu pe Noah Harari, cărți care vorbesc despre filozofia politică, care vorbesc despre filozofia economică. Adică măcar avem niște intelectuali, măcar avem niște oameni raționali. Întotdeauna cu cât ești mai conștient și mai responsabil, ești și mai timid.
Pentru că bunul simț nu-ți permite să fii foarte agresiv. Nu e cazul meu, eu sunt foarte agresiv. Deci nu sunt un intelectual. Credeți-mă că felul meu de a fi nu coincide cu modul în care, să spunem, comunică ei și se comportă cu personalul care nu înțelege că avem un nou primar, o nouă echipă la primărie, noi politici la primărie, decizii noi, și eu le spun fericite, eu vă dau câteva exemple. În primul rând vreau să subliniez preocuparea majoră apropo de acel proiect care până la urmă a fost inițiat de către domnul Dragoș Chitic și care a fost lăsat moștenire. Știu, nu sună asta bine cu moștenirea, dar când vorbim de fonduri europene, trebuie să înțelegem că un proiect european, în derularea lui, are foarte multe etape, motiv pentru care el implică o perioadă de timp foarte lungă. Adică nu pot să... Bine, vorbesc de vorbesc despre cel de mobilitate urbană. Adică haideți să-l traducem. Acel proiect care va răvăși orașul care de la ieșirea orașul, dinspre Bacău, da, până spre Bicaz. O să plec întâi, că vorbeam mai devreme, despre oportunitate. Oportunitatea lui nu a fost stabilită de către echipa primarului Carabela. Oportunitatea acestui proiect a fost stabilită de către domnul Dragoș Chitic, care înainte de alegeri... Bref. Numai o secundă, vă rog. Bref. În echipa domnului Carabela, de consilieri, da, cei care fac, votează legile, sunt câțiva din echipa domnului Chitic. O să fiu foarte rău acum și o să vă spun că n-au înțeles nimic în momentul ăla și probabil că au vrut să beneficieze de un avantaj electoral, că de fapt aici e poveste. Domnul Chitic a vrut să arate că atrage fonduri europene. Domnul Chitic, care de altfel invoca mereu ce face primarul de Oradea. Vedeți că primarul de Oradea, domnul Bolojan, a devenit un reper, dar chiar este un reper. Adică Bolojan a făcut și face lucruri în continuare, l-am văzut și zilele trecute, este foarte exigent, foarte categoric, are capacitatea de a lua decizii. Dar Bolojan este un politician de calitate, dar un politician care face politică de 30 de ani, din care peste 20 de ani în administrație. Nu poți să ai aceeași atitudine, corect, cu Bolojan când tu ești primar de 3 luni de zile, ai 30 și ceva de ani și mai încerci să... Pentru că atunci când ai... Da, a început cineva a instiga papagalii. Adică fundalul sonor da, nu face decât să ne ajute. Dacă vreți, eu pot să imit papagalul foarte bine. Eu am un papagal care vorbește. Chiar am un papagal care vorbește. Vă rog, vorbiți despre domnul Carabela. Nu, vorbeam despre domnul Chitic. Așa. Domnul Chitic, în acea perioadă, probabil că se uita așa la o listă și spunea, pe ăsta îl putem accesa, pentru ăsta putem aplica. Da, domnul primar, cum să nu? Atragem fonduri europene. Fără a stabili oportunitatea și consecințele unui astfel de proiect. Consecințele, să începem cu oportunitatea. Noi nu suntem Amsterdam, noi nu suntem Ankara, noi nu suntem Bruxelles. Nu avem nevoie de o linie alocată transportului în comun, exclusiv. Pentru că nu s-a făcut un studiu de impact. Acum, tot acest proiect, care așa cum bine a spus, răvășește întreg orașul, i-a picat ca un cartof fierbinte în brațe primarului Carabela. Primarul Carabela este în situația de fie, deși nu cred că ar avea curajul, eu în locul dânsului făceam asta, renunțam la acest proiect cu riscul de a pierde 2 milioane de, bani, de euro, bani europeni, pentru că... Pentru că proiectul este prost, domnul primar. Domnul Harbuz. Mulțumesc frumos, medic primar. Pentru că proiectul este prost. Este prost din punct de vedere al oportunității. El ca principii este bun. Este un proiect foarte bun. Un proiect consacrat în Europa. Este chiar ceea ce ar trebui să avem, dar în orașe, nu cum e Piatra Neamțu. Pentru că în momentul în care se va crea această bandă, desființăm sute mii de locuri de parcare. Nu avem alternativă. Nu avem terenuri pe care să construim parcări, pentru că cei dinainte au avut grijă să facă schimburi de terenuri și de aia se află și în instanțe acum.
au făcut în așa fel încât toate terenurile bune din oraș astăzi sunt proprietate privată. Iar primăria, ca să folosească un teren pentru o investiție, trebuie să cumpere dublu de la cel privat care a luat terenul pe nimic. Domnul Harbu, să vă mai spun ceva. Asta cu parcările, nu știu, poate cineva va veni cu o idee hoață, deșteaptă și va găsi o soluție. Dar eu am rămas blocat în emisiune, acum o săptămână și un pic, când l-am întrebat pe domnul primar. Domnul primar, acest proiect are în el o chestie din aia, cum să vedem noi afară în filme. Te duci, cobor printr-o scară undeva, iei un capac, cobor și ai toate utilitățile acolo. Nu. Păi și atunci despre ce vorbim? Ce fel de proiect ăsta e ăsta de infrastructură care nu mi-asigură infrastructura necesară funcționării? Bun. Acum am să vă mai spun ceva. Suntem și foarte prețioși. Corect. Și suntem cârcotași. Corect. Pentru că orașul ăsta îl facem 20 de minute pe jos. Hai să fim serioși. Dar eu nu vorbesc de asta. Vorbeam de lumină, eu vorbeam de cablurile de lumină, țevile de gaz. Dumneavoastră vorbiți de infrastructura de utilități. Exact. Și vă referiți probabil la ceea ce chiar reprezintă un mare pericol, partea de alimentare cu apă. Pentru că dacă nu numai apă. Ba da la apă și am să vă spun de ce. Pentru că în momentul în care se creează banda de transport alocată exclusiv transportului în comun, dacă ne apucăm după aia să spargem, să reparăm țevile de la apa SERV, țevile care în momentul de față sunt praf, vom plăti despăgubiri în proiectul european. Pentru că distrugem investiția pe banii europeni. Pentru că nimeni nu face lucrurile integrat. Vorbeam când candidam despre managementul integrat al sistemelor, este cel mai important în momentul în care vii și stabilești oportunitatea pentru a accesa un proiect european. Tu trebuie să faci un studiu de impact. Exact cum, nici nu știu ce să vă dau. Vă dau un exemplu. Un aliment bio, vă spun care e definiția alimentului bio, nu că ar fi și cele din magazine pe care scrie bio, toate bio, el trebuie să aibă așa. O structură a solului bio, deci acolo acel sol nu are voie să fie poluat cu nimic. Plantele să nu fie tratate niciun fel, auzi de plante. Animalele n-au voie să fie tratate care vor fi hrănite cu acele plante. N-au voie să fie tratate cu antibiotice și nu se poate interveni cu nicio substanță chimică. Dar lucrurile astea sunt studiate dinainte și integrate. Dacă nu integrezi de la început, începând de jos, de la alimentare, de la canalizare, de la alimentare cu gaz, de la sistemul, tot vorbim de orașul inteligent. Am înțeles. Acest proiect ține cont de această integrare? Ei, nu ține cont. Aici, păi n-a ținut în momentul în care a fost stabilită oportunitatea, atunci... dar în execuție, primarul actual, în execuție, este obligat să cârpească totul dacă va face acest proiect. Pentru că el este pus, este fix la mijloc. Și va cheltui mai mult de 2 milioane de euro. Ei, aici e problema. Aici eu va cheltui mai mult de 2 milioane de euro, să le pare. Cu dumneavoastră. Eu, dacă astăzi eram primar, renunțam la acest proiect. Renunțam la acest proiect pentru că el va produce deranj și pagube mult mai mari decât beneficii. Este foarte adevărat. Înseamnă, e un proiect care aduce civilizație. Este un proiect, dar nu se pretează pentru orașul Piatra Neamț. Dar vă repet, gândiți-vă că sunt situații în care primarul actual, Carabelea, este pus la mijloc între deciziile anterioare, care tot ce vine din urmă, și ceea ce trebuie să facă acum. Pentru că el, dacă ar implementa un proiect de la zero și va implementa proiecte europene, va face ceea ce trebuie să facă, pentru că are know-how, a lucrat cu proiecte europene, știe cât de important este a lucra la Rubik Hub. Rubik Hub-ul este... Ah, da, am uitat. Mă gândeam acum unde a lucrat cu proiecte europene. Da, a lucrat la Rubik Hub, da. Iar acolo este un proiect de mare succes. Este un incubator. Nu vorbesc de Rubik Hub în sine. Da. Eu vorbesc de incubatorul de proiecte care a fost... Ați vorbit despre domnul Bolojan și eu am o părere foarte bună despre el, de aceea țin foarte mult la ce spune. Bolojan este trecută, un om al decizii. Acum două săptămâni, o săptămână, a primit vizita unui primar tânăr din țară
Și după ce a dat sfaturile pe care trebuia să le dea, am fost întrebat, ei ce părere aveți? Zice, mă uit așa la tine și cred că o să fii cel mai tânăr primar pensionar. Fiecare a plecat cu părerea că această... Fiecare a înțeles din această frază ce a vrut. Primarul tânăr a plecat mândru că va ajunge pensionar de pe funcția de primar. Celălalt i-a transmis mesajul că ești deja pensionar. Dar asta este o altă poveste. Trecem mai departe. Nu este nicio răutate, nu zâmbesc deloc. Deci, da. Nu, că știu că nu vă caracterizează. Apropo de ce moștenește domnul primar? Pentru că tot am ajuns să vorbim de ce moștenește domnul oribile. Dar în momentul în care moștenești lucruri oribile... Am să vă spun, știți care e problema echipei de la primărie? Problema de comunicare. Ei nu vin să comunice, probabil că... Ba da, comunică pe Facebook. Pentru că sunt excedați de... Știți cum e, când ajungi primar, eu i-am spus și domnule Carabela, o să se găsească 100 de oameni care să te țină ocupat în fiecare zi. Și să te bulverseze în fiecare secundă, pentru că într-o bulversare din asta generală și o presiune venită din partea aparatului administrativ, vei lua foarte greu decizii. Dar iată, eu consider că o altă decizie care se consideră controversată, cea cu parcul zoologic, este foarte bine ce face. Este foarte bine, există studiu făcut acolo de o societate de audit care a auditat condițiile în care este făcută grădina aia, de fapt e nici măcar e o menagerie. Acel parc, plus minciunele că parcul zoologic a fost creat, am văzut că s-a lansat de către Nicu Albu, nici vorbă. Nicu Albu l-a gândit ca un parc public de care să se bucure oamenii, fără a chinui nici copiii, nici animalele și nici persoanele în vârstă care beneficiază de acel parc. Iar Piatra Neamțul, după 30 de ani de capitalism, are același parc în care am crescut eu în 1967. Dumneavoastră, când ați mers copil în parc, ați plâns de vira animalelor? Da. Noastră? Da, eu da. Nu știu, eu am mers cu copiii. Adică mie în mi parc. Se părea oribil ca ursul ăla care se învârtea, cerș care se învârte și astăzi, pentru că este... Și mie mi se tot, pare oribil. Tot în administrarea mea, în ghilimele, pentru că sunt în bordul de conducere al rezervației de la Brașov, de la Zărnești, unde sunt cele două ursoaice plecate din Neamț, unde avem 120 de urși care trăiesc în libertate acum și nu numai. Pentru că s-a pus problema ce face cu celelalte animale. Noi la Zărnești avem peste 20 de specii de animale, avem spații amenajate pentru ratoni, avem spații amenajate pentru celelalte specii, voliere. Deci există soluția de a reloca animalele în condiții de libertate, de semi-libertate, pentru că nu poți să-i oferi chiar 1 milion de hectare, dar acolo sunt 140 de hectare de pădure. Și poți recrea un biotop, poți să reconstitui un biotop. De ce să nu facem asta? Gândiți-vă, de exemplu, că la un moment dat... Dar cine a spus să nu facem asta? Păi văd că acum... Că nu, eu spun așa. Am auzit că se fac afaceri imobiliare, că Carabela o să vândă... Păi, domnul Liviu Arbuz, lumea este obișnuită la Piatra Neamț. Cu ce s-a întâmplat până acum? Cu ce s-a întâmplat și cu ce se întâmplă. Să aibă răbdare, nu vă supărați, se întâmplă și acum lucruri. Se întâmplă, dar nu din cauza conducerii primăriei. Nu din cauza conducerii primăriei. Din cauza inerției în care niște oameni supraviețuiesc în administrație, protejați, fie la vedere, fie din umbră, oameni care... Pentru că în momentul în care ai un director de societate și lucrurile merg prost, decontează tot primarul. Iar directorul de societate se plânge că e persecutat, că vrea să-l dea afară primarul. Sau că primarul nu vrea să... Consiliul local nu vrea să-i aloce bani cât a cerut el, ca să aibă încă 10 salarii primă, pentru că anul ăsta am avut pandemia. Adică este exact ca și povestea asta cu sporurile. Am ajuns să, de exemplu, eu ar trebui să cer de la dumneavoastră spor că stau la un metru de calculatură dumneavoastră sau... O să facem cu 5 minute mai lungă emisiunea.
Am eu vin la cort. Ca să putem compensa pentru sporul de toxicitate exact, exact. Al dialogului sau al calculatorului? Eu acum vroiam să spun că mă gândeam la sporul de toxicitate al dialogului. Nu, acum lăsând... Adică lăsând trebuie să scăpăm de populisme. Da. Am vrut, repet, am vrut politicieni tineri. Nu poți să-i ceri unui tânăr. Care nu, este? Dar poți să-i ceri unui tânăr în momentul în care îi semnalezi o situație. Nu poți să-i ceri o atitudine care nu îl caracterizează. Nu, dar poți să-i ceri când are o situație clară. Absolut. Când niște nici nu trebuie să politruci funcționari. Un primar ar trebui să vină el să insiste, domnul Bălănescu, vreau să vin în fiecare emisiune, pentru că trebuie să explic oamenilor care e realitatea. Pentru că oamenii trăiesc azi din percepții, ei nu trăiesc din realitate. Trebuie să prezinte fiecare lucru foarte clar ca să înțeleagă oamenii că sunt doar bune intenții. Vă relatez pe scurt, în 30 de secunde, o situație pe care am dat-o ieri, am lăsat făcut-o public. Piața Mărăței, administrată de primărie. În Piața Mărăței funcționează o crâșmă și un chioșc. Cheile de la acel imobil administrat de primărie sunt la mâna unui chioșcar. La o persoană fizică, așa, care nu reprezintă administrație. În piață s-a instalat un om cu un fotoliu. Are un reșou, un loc de unde își face cafea, geantă de voiaj. Am văzut și stă acolo. Noastră, am văzut emisiunea, dar după, mai departe, lucrurile s-au derulat așa. Ce am aflat? Poliția locală a anunțat primăria de acum o lună cu privire la acel personaj care stă înăuntru. Că trebuie să respecte ierarhia, da? Banii de la chioșcul respectiv, de la crâșma respectivă, nu sunt încasați de primărie. Știți de cine sunt încasați? De CMI Urban. Deși nu mai administrează locul acela. Autorizația pentru acel om este dată de cine, credeți? De primărie. Domnul Bălănescu. Și nimeni, deci de ieri până astăzi, n-am avut o reacție. Am întrebat, domnule, știți că nu, acum trebuie să vedem, să așteptăm ce constată poliția locală. Păi poliția locală v-a zis de o lună. Da, repet, e o chestie de fire, de atitudine și sunt convins că primarul... Eu sunt convins că habar n-are. Nu spuneți că nu are habar când a fost într-o campanie electorală în care a fost obligat să vadă toate bubele orașului, să vadă toate nevoile orașului. Avem personaje care cad precum mâța în picioare de fiecare dată. Au fost pe o funcție... Precum mâțul în picioare. Mâța, eu nu cunosc mâți. Eu așa îi zic Motanului. Așa, și eu. Deci, domne, și tu îmi spui mie, primar, nu e treaba mea. Da, cu e treaba. Deci, haideți să... Am să vă spun ceva. Dumneavoastră lucrați în peste de 30 de ani. Sunteți profesor de istorie și, contrar profesiunii dumneavoastră, sunteți foarte analitic. Gândiți-vă că dumneavoastră... Istoria nu e o chestie. Eu mă gândeam la ziaristică. Sunteți analitic în ziaristică, de fapt. Despre asta vreau să vorbesc. De 30 de ani ați scris milioane de articole. Nu le-am citit nici măcar 10% eu, care consider că am fost interesat de ceea ce face presa. Ați făcut analize. Ați făcut anchete. Este foarte adevărat că eu, dacă eram primar, și trebuie să le spunem celor care ne privesc, că eu, dacă eram primar, mi-aș fi dorit ca dumneavoastră, dacă a acceptat să fiți consilierul meu, dumneavoastră le știți pe toate pentru că le roadeți în detaliu cu acordul fin de 30 de ani. Știți cine, de la cine, pe cine a păcălit, cine a furat, cine a luat terenurile, cui sunt terenurile. Gândiți-vă că volumul ăsta de informații l-ați acumulat în 30 de ani prin anchete, prin muncă grea. Nu puteți să-i cereți unei echipe de 4 luni de zile să aibă tot know-how-ul și toate informațiile dumneavoastră. Dar pot să-i cer. Eu pot să-i acuz că nu vin să vă întrebe. Dar nu trebuie să mă vină mai ales să mă că pentru multe aveți și soluții. Trebuie să citească doar.
Da, dar... Dar cum pot eu să-l judec pe primar prin prisma autorului fapt? Vine la el un funcționar și îl întreabă. E adevărat ce este acolo? Da. Este legal? Nu. Și de ce nu este legal? Pentru că așa a zis fosta conducere. Acel funcționar, eu ca primar, ce fac în momentul în care spune că a executat un ordin al fostei conduceri ilegal? Eu îl mai țin, că dacă îl țin, înseamnă că sunt de acord cu această mentalitate care s-a încetățenit în rândul funcționarilor. Acel funcționar are dreptul și este protejat de lege, nu poți să-l dai afară. Dar nu i-am zis să nu-l dai afară. Dar nu-l mai pui șef de birou la autorizări sau șef de birou la urbanism. În condițiile în care eu sunt șef de birou și dau autorizații de urbanism și soțul meu este diriginte de șantier și după aia pornește o investiție fără autorizație. Nu știu. Dau un exemplu tâmpit. Așa știu eu. Așa știu dumneavoastră. Eu nu știu. Eu așa știu. Deci, adică, haideți să vedem măcar... Plus că mai există ceva. Și dumneavoastră... Îl pun pe ăla la birou cu relații cu publicul. Suntem de seamă și știm un lucru. Astăzi, cea mai mare problemă este resursa umană. Oameni pregătiți. Trebuie să recunoaștem că, deși viciați, foarte mulți din funcționarii publici, care sunt de 20 ceva de ani în administrație, știu să învârtă pe degete pe oricine, mai ales pe politicieni. Corect, de acord cu dumneavoastră. În momentul în care vrei să schimbi ceva, trebuie să schimbi, în ghilimele, un profesionist, pentru că oamenii ăia știu ce au de făcut, pentru că au învățat de-a lungul timpului cum să fenteze fiecare obstacol apărut în cale. E foarte greu să găsești un om care să-l înlocuiască, să performeze. Iar sistemul ăsta, domnule, dau afară că-i hoț și aduc unul cinstit, poate genera dezastre. Pentru că, gândiți-vă totuși că, repet, trebuie să ne uităm și la profilul fiecărui persoane și când vorbesc de profil, mă refer aici la primar, la viceprimar, la consilieri. Fiecare profil are specificitățile lui. Noi suntem, eu sunt mai impulsiv, că nu îmi permit să vă judec pe dumneavoastră. Dacă ne mușcăm limba, murim, pentru că veninul este foarte puternic. Am înțeles. Da. Tot la mine mă refer. Am înțeles. Dar eu... trebuie să, cum zic, să adaptăm un profil, pentru că până la urmă, știți, Ionel Arsene spune, m-a ales, nu știu, 70... Vă rog să citați din Clasic Corect. Nu știu, parcă așa spune. Nemțenii mei m-au ales 77.000 de nemțeni. Cifra asta cu 777 sau 666. Ne place, nu ne place, e o realitate. E o realitate. Absolut. Primarul a fost ales. Papagalii confirmă. Poate. Confirmă, da. Au înțeles, au reacționat la nume proprii. Primarul, la fel, a fost ales. Nu cu 77. Ci doar cu 7. Ok. Este primar? Este. Trebuie să îl susținem, dar în același timp să și cerem să se întâmple ceea ce a promis în campania electorală? Dar eu văd o comunitate, în momentul în care a ales un primar, să-l și sprijine. Pentru că stilul ăsta pe care îl aud pe stradă, pe mine m-a scos din minți povestea asta. A, păi Carabela vrea să omoare animalele de la grădina zoologică ca să construiască un bloc. E, nici dacă ar fi psihopat n-ar face asta. Cred că nici dacă i-ar oferi cineva 100 de milioane de euro n-ar face chestia asta. Adică, hai să fim serioși. Eu știu că vă raportați la trecut. Lucrurile s-au schimbat. Dar ce ne dorim? Tupeul dinainte, tupeul în politică, pentru că foarte mulți în politică și chiar și tineri, chiar știți... La ce tineri am văzut vreo 2 zile astea. Da. Chiar și ieri. Cu mult tupeu, cu minciună și cu un caracter infect, promovează. Pe când și cu școala făcută la fără frecvență. Pe când atunci când avem niște tineri serioși care văd altfel lucrurile. Noi am fost obișnuiți cu un alt fel de sistem. Haideți să le dăm o șansă, pentru că vă spun, peste 4 ani
Nu sunt convins că vechile generații de politicieni vor dispărea și când spun vechile nu mă refer la cei în vârstă. Eu nu sunt așa de convins ca dumneavoastră. Eu sunt convins. Nu sunt așa de convins pentru că cu o rapiditate înfiorătoare... Se schimbă lumea oricum. Cu o rapiditate înfiorătoare cei noi iau apucăturile celor vechi. Uneori. Nu e cazul celor despre care vorbim. Eu nu știu la cine vă referiți dumneavoastră. Eu îi știu pe aia care îi văd în jurul meu. Și... mă rog. Bun. Bun, oricum salut apariția ziarului. Nu, vreau să discut cu dumneavoastră. Vă rog. Încă un subiect. Pare rău, v-am spus că vă țin mai mult. Nu știu când vă mai face prim. Mare plăcere. Până la 12? Deci, o anchetă făcută de ziarul Mesagerul, Indiferența naște monștri. Un personaj de la Bârgăoan și-a lovit nevasta cu hârlețul în cap, a lăsat-o cu un singur dinte, nu e de râs, și-a bătut copilul cu furtunul, mai are 3 fetițe adevărați îngerași, a mai dat o gaură de 80.000 de euro la unul. După ce și-a lovit nevasta cu hârlețul în cap, a fost trimis în judecată. Și a fost probabil trimis în arest la domiciliu. Sau acasă. Acasă, normal. Și-a bătut copilul. Păi da, copilul a fugit de acasă. În momentul acesta, personajul ne spune așa. Hoții ăștia vor să-mi ieie fetele cu japca. Au venit de 2 ori aici să le dau actele. Eu le-am spus, cu ce drept? Și cu băiatul, e o înșelătorie în general. Nu trebuia să-i dau alea două la fund. Îmi pare rău că n-am fotografia să vă arăt cum arăta spatele copilului. După ce l-a bătut cu furtunul. De ce? Că a dat foc la niște hârtii. În păcate, județul Neamț este cunoscut în toată țara ca și vasluiul pentru astfel de situații. Fetițele, toate 4 au ieșit, la ușă, în șosete, lângă tatăl lor și au asistat la toată discuția. Toate sunt frumoase, cu ochii albaștri, părul blond, cârlionțat. Alexandra, cea de 6 ani, spune că îl iubește pe tata, chiar dacă l-a bătut pe Ionuț. Am întrebat dacă tata o bate și pe ea. S-a uitat în ochii lui și a răspuns zâmbind. Cam așa. Bun. Vedeți, o altă tare a societății noastre. Ne-am învățat să judecăm, să generalizăm. Atunci când vorbim de justiție, de magistrați, spunem că fie toți sunt corupți, fie toți sunt niște sfinți. Eu întotdeauna am spus că sunt niște sfinți. Eu în continuare, pentru că am învățat din medicină că nu există boli, există bolnavi. Trebuie să judecăm pe fiecare în parte. Probabil că acel judecător care a decis, dacă ar avea o instituție și ar trebui să existe, dar cineva ar trebui să o sesizeze, da? O instituție care să evalueze activitatea și să sancționeze, adică aici vorbim de ceea ce s-a vorbit ani de zile și sunt consider că acum va fi implementat răspunderea magistratului. Dacă ar exista responsabilitate pentru fiecare profesie, mai ales când vorbim despre justiție, despre poliție, când vorbim despre procuratură, uitați-vă cum se compromit instituții din cauza unor persoane care nu întotdeauna sunt reprezentative pentru acele instituții. În condițiile în care vorbim despre pensii nesimțite, despre pensii speciale și mai ales atunci când vorbim de pensiile în rândul magistraților. Eu nu cred că ar trebui să sufere o profesie întreagă pentru câteva excepții, dar care din păcate fac regula. Mai ales atunci când vorbim de presă și de comunicare. Haideți să mai vorbim despre comunicare pe un alt subiect din mesajul de astăzi. Funcționarii pasivi din Consiliul Local Piatra Neamț. La funcționari am uitat să pun ghilimele, nu era vorba de funcționari, era vorba de consilierii locali. Și spunem noi așa, că un consilier local dintr-o localitate ar trebui să fie un model demn de urmat în toate împrejurările și pentru toată lumea, cum în general este la Piatra Neamț. Deci un consilier poate influența în bine sau rău destinul unei localități. Dacă nu sunteți de acord cu mine, să-mi spuneți. Dezvoltarea economică a localității, un consilier local. Pentru că în plenul lor ei decid oportunitatea unor proiecte precum cel cu mobilitatea urbană și alte lucruri. Un consilier este delegat de Consiliu în aga societăților comerciale.
pe care le are municipalitatea. Conform legii. Conform legii. Tot conform legii, consilierii trebuie să depună anual un raport de activitate în care să spună ce au făcut, raport care trebuie să fie public. Bine, el ar trebui să-l prezinte și populații, dar este o altă discuție aici, nu intrăm în amănunte. Dar în toată activitatea consiliului local este publică. Da. Deci, consilierii din Piatra Neamț, nu cei de acum, nici cei de data trecută, ci în general, au îngropat orașul în datoria, votând tot ce le spunea executivul. De curiozitate, ne-am uitat pe acest instrument de control, raportul anual al consilierului local. Ce ne-au spus consilierii locali despre activitatea lor în consilii, în societățile primăriei? Că asta ne-a interesat. Da, da, păi sau despre societățile primăriei. Prima constatare. Am avut consilieri locali care n-au spus nimic, în sensul că nu și-au depus raportul anual. Florin Beteringhe, pe anul 2018. Bârjoveanu Romel, pe anul 2018. Duma Florin, 2019. Enea Aurora, 2019. Gogu Craiu, Crina Nicoleta, 2018-2019. Marghidan Victor Adrian, 2017-2019. Obreja Mihai, 2018-2019-2020. Teodorescu Constantin, altfel un foarte agil consilier local, care întotdeauna a știut să împlătească... Și cu o vechime respectabilă. Și cu o vechime respectabilă, că întotdeauna a știut să împlătească interesul general cu cel al unor comunități mai mici. Deci 2017. Tihenea Remus Constantin, 2017-2019, parcă e la Pro-România acum. Vârlan Luminița Georgeta, 2017-2018-2019. Deci, primul pas a fost făcut acesta. Nu și-au depus acest raport de activitate. Întrebarea mea este, cum de partidele n-au ținut cont de acest mic amănunt că nu și-au făcut treaba de consilieri și i-au pus din nou pe listă pe unii? E retorică întrebarea? Da. Mulțumesc. Mai departe. Da, da, aveți dreptate. Ce ne spun băieții ăștia în rapoartele lor, acești domni onorabili? Florin Beteringhe spune într-un unul din rapoartele depuse, că nu le-a depus pe toate, că ca membru AGA la Locativ Serv m-am implicat și am rezolvat împreună cu ceilalți consilieri și conducerea societății o serie de cerințe și probleme a căror rezolvare se impunea. Eu, care sunt mai neștiutor, înțeleg că din AGA făceau parte toți consilierii, chiar împreună cu ceilalți consilieri a făcut, și a rezolvat cerințe. Nimic despre problemele de la Locativ Serv, neîncasarea banilor, avocați plătiți de societate, milioane de lei date la executori judecătorești și alte asemenea lucruri. Ei considerau că sunt atribuțiile dumneavoastră, să vedeți dacă scrieți în tot ce se întâmplă. Da, acum am greșit. De fapt, rapoartele sunt în Mesagerul. În Mesagerul. Și tot așa, domnul Teodorescu e cu gândul, spunem noi, cu gândul la Senatul României. Ce ne spune că a făcut domnia sa într-un an de zile? Și că, deci, vă citesc toată fraza că merită și comentariul nostru. Constantin Teodorescu scrie un raport studiat și aranjat, precum o fotografie photoshopată atent. La fel ca într-o asemenea fotografie, dispar ridurile, sunt accentuate lucrurile frumoase, iar ce nu trebuie arătat este ori șters, ori aranjat. După ce ne-a asigurat că a participat la toate ședințele ordinare sau extraordinare, a condus ședințe și a semnat ca președinte, a participat la aniversarea Zilei Naționale 1 decembrie, Ziua Armatei, Drapelului, Imnului, Culturii Naționale, alte zile festive și depuneri de coroane și premiere de olimpici, deci, asta e citat. În anul 2019 am reprezentat interesele UAT Piatra Neamț în adunarea generală de la Locativ SRL în calitate de membru. Punct. Ce vreau să vă spun, ce a făcut la Locativ Serv? Nu, să ne spună așa, în calitate de membru AGA, am constatat că Locativ Serv muncește foarte bine. Adică e faliment total. Deci, dar în calitate de membru CA la Petru Rare și informatică, pentru că acolo suntem intelectuali, scrie câteva rânduri. Am fost alături de conducerea liceului ca să obținem proiecte pentru renovăm, bani. Da. Să renovăm. Și așa sunt toate.
L-avem și pe domnul Gavrilescu. A făcut totul, spune domnia sa, ca pe vremea comuniștilor și aproape nimic. El a coordonat parking salubritas publicef CMI urban. Și se laudă cu asta. Bravo lui! Este foarte bun de viceprimar. În continuare. Și ce ne spune el că a făcut? Și că la parking propunem, cum n-a făcut, propunem un sistem electronic de monitorizare a parcărilor de reședință și plata electronică a acestora. N-am înțeles, plata parcărilor electronică sau a sistemului. Dar nu mai contează. În viitorul apropiat putem perfecționa programul pe care nu-l are încă, astfel încât să putem face electronic separarea locurilor de parcare. Aș fi foarte curios să văd cum va face electronic. Există, sunt rău, nu? Nu. Există chiar o strategie a conducerii primăriei, regândirea și informatizarea sistemului de parcări, care este domnul Harbuz, foarte important. Domnul Harbuz, asta scria domnul Gavrilescu după 3 ani de zile de viceprimar. Știți ce mai scria la Salubritas? Domnul Gavrilescu, am urmărit... în campania electorală, spunea că scopul, obiectivul meu principal este să oprim scurgerea banului public. Păi, dacă ai fost viceprimar 4 ani, cum poți să spui asta în campania electorală? La Salubritas am urmărit creșterea suprafețelor pe care să le salubrizăm mecanizat. Astfel încât în scurt timp să avem un oraș curat pentru a-și merita denumirea de perla Moldovei. Astea sunt rapoarte oficiale ale unor oameni care ne conduc și ne-au condus. Nu le este rușine să scrie așa ceva. Au făcut o chestie funcționărească, de aia le-am și spus că sunt funcționari. Da, oamenii i-au reales. I-au reales. Da. Pe ei sau lista? A, nu, pe ei. Pe ei. Pe ei. Mi-aduc aminte de o scandare din tribune, pe vremuri. Dar mă opresc aici cu asta. Mi-era frică. Mi-era frică. Mai avem vreun articol. Mai am subiecte. Dar, cu mare plăcere, dar nu știu când am ieșit din... Am înțeles. Dumneavoastră nu știți cum să mă lăsați singur. Nu, eu sunt aici și face mare plăcere. Deci, fapte și vorbe cu polițiști la Târgu Neamț. Eu vreau să facem o radiografie a societății. De asta. Și nu prea am ocazie. E foarte important. Și chiar am putea să o facem mai des. Un polițist local din Târgu Neamț, care a avut în declarația de avere venituri de anuale, hai să le luăm lunare, 217 lei împreună cu soția. 217 lei, până să fie cu, a depus ce era înainte de a fi polițist local. Așa. Acum câștigă vreo 3.000 de lei, soția rămâne tot cu 100 și ceva de lei pe lună. A reușit, într-un an de zile, să achiziționeze o vilă în valoare de vreo 500.000 de lei, un teren de 30.000 de euro și alte lucruri de genul acesta. Am vrut să vedem cum a fost posibil. N-am apucat noi să vedem foarte multe. Deci vila a luat-o la o licitație printr-un lichidator. Cu o informație de la un lichidator. Așa. Terenul cam tot așa. Singurul lucru pe care l-am aflat, că are un trecut interesant, deci Costică Fodor a lucrat mai mulți ani la o sală de jocuri mecanice în centrul orașului, care a aparținut până anul trecut unui domn Bogdan Mararu. Da, poate a câștigat la joc. A câștigat foarte mult la jocul. A uitat să-și treacă în declarația de avere. Domnul Bălănescu, asta este o problemă cronică în România. Și am să vă spun de ce. Oameni care nu-și pot justifica un venit care să le permită astfel de investiții, acești oameni reprezintă, cred că, 35% din cei care populează administrația publică și politicieni. Eu știu politicieni și mulți aici în Neamț care au intrat în politică cu 10 lei sau cu minus 20 de lei, cu credite... Și acum împrumută... Acum împrumută milioane de euro. Exact. Împrumută pe alții, nu împrumută ei. Împrumută pe alții. Da. Fac achiziții imobiliare, mașini și n-au nicio problemă. Dar eu vă întreb, nu e tot vina celor care îi votează în continuare? Corect.
Corect. De ce sunt votați în Vă mai citesc un caz. E cam fotbal în politică. Voturile contează. Tot la Târgu Neamț. Dar un caz altfel. Acum un an, niște locuitori dintr-un sat la lipit de Târgu Neamț, Blebea, cartier al orașului, ne-au sunat. Și ne-am dus acolo și a zis, doamne, e dezastru la noi. Se fură pădurea. Se sapă prin ozana pe acolo, neautorizat și ne distruge totul. Drumurile sunt stricate. Cum se cheamă? Țevile de apă și de canalizare s-au fost puse aiurea și în loc să aibă scurgerea... Așa. Deci ăia cu mașinile trec peste un pod peste care n-au voie să treacă și podul poate să cadă. Scrie foarte clar când trec, uite așa, se zguduie totul. Trecem astea să amănunte. Astea să amănunte. Țin de administrație și de organele legii. Să amănunte. Și doamne, dar nu mai putem trăi. Este o familie care ne terorizează. Ne-a furat, ne-a bătut, ne-a luat totul, îi amenință pe primar că îi taie pe... Nu pe primar, nu l-a amenințat nimeni la Târgu Neamț. Pe pădurar că îi taie picioarele cu drujba, etc. Și am făcut plângere la poliție. Acum un an. Nu s-a rezolvat nimic. Acum, anul ăsta, ne scriu din nou, noi nu mai putem. Zice... Am chemat poliția, au luat o poartă, au furat lucruri, etc. de acolo. Și am sunat la poliție. Ce, la poliția trebuia, noi nu vorbim numai prin reprezentantul de la județ. Am sunat reprezentantul de la județ. Dar, domnule, ce este acolo un dosar pentru o pagubă de 400 de lei, dar nu spune nimeni cine a furat. Deci, în reclamație nu este... Sunăm la cel care a făcut reclamația. Da, zice, a venit un polițist la noi, a scos o hârtie și a început să noteze. Și noi am spus că ăla îl bănuim pe ăla, pe ăla, pe ăla. Am aflat și noi după aceea că n-am reclamat pe nimeni. Pe cum? N-au semnat un proces verbal? Da, da, dar sunt oameni în vârstă, simpli și polițistul... Hai să vă citesc. Să vă citesc așa. Unii dintre ei, se referă la polițiști, care vin la fața locului după ce anunțăm furturile, ne consolează că prejudiciul nu este mare și că să fim noi sănătoși, să putem munci, să cumpărăm ceea ce ni s-a furat. Da, măcar a fost pozitiv. A fost pozitiv. Da, deci... Nu trebuie să domnul, fie suportiv în poliția română? Domnul Liviu Harbuz, în calitate de politician, în calitate de om care ați putut influența multe lucruri. Astea sunt problemele care se confruntă oamenii. Da, nu faptul că Mădălina Ciubotaru este vicepreședinte la Consiliul Județean sau Dragoș Chitic ajunge acolo. Asta este o consecință a faptului că oamenii nu mai au încredere în autorități și votează și ei în dorul elii cât mai votează. Bun. Aveți mare dreptate. Care e soluția? Oamenii ăștia sunt votați nu vreau, oameni. Nu vreau să deci fiu trimis, oamenii... nu vreau să fiu trimis în judecata Consiliului Național al Discriminării. Am înțeles. Pentru că aș putea să spun care este soluția. De ce? Vi se pare că cei care fac rău țării sunt o minoritate? Nu, sunt o majoritate. Da, da, știți cum e acum minoritățile? Normal, ar trebui să fie protejate. Noi protejăm alte minorități, dar nu protejăm minoritatea oamenilor din țara asta care sunt, scuzați-mă, cuvântul este foarte neaoș, nu-l pe așa, din toate pozițiile. Da, aveți dreptate și cred că fiecare cât poate, eu cât pot, am încercat și v-am spus, sunt adeptul unor altfel de politici, altfel de abordări, cât pot, fac. Dar vă repet, din păcate, majoritatea a hotărât și hotărăște în continuare care este drumul pe care trebuie să meargă țara asta. Da, sunt luat un pic la întrebări. Domnule Bănescu, un funcționar din sistemul public, credeți că poate fi ținut sau dat afară în baza unei păreri? Dacă știe sau a executat ordine legale, drumul este anevoie și aproape imposibil. Conducătorii de instituții publice au aproape mâinile legate în legătură cu puterea. Păi atunci, scuzați-mă, dacă este așa, cred că ar trebui cu toții să luăm exemplul lui Gandhi din India.
să ne așezăm cu fondul pe stradă și să nu facem nimic. Să nu plătim impozite, să nu... Da, am văzut reacția unui coleg de la noastră de presă, deci, care de ieri a zis că își dă demisia din funcția de cetățean. Dar mi se și pare... nu vrea să mai plătească deci... nici... Da, și mie mi se pare că este o formă de protest. Mi se pare că ar foarte trebui... inteligentă. Nu știu dacă este inteligentă. Da, da. Dar este, este forma de protest a oamenilor care le-a ajuns cuțitul la os. Și știți, mă întrebați ce soluție ar fi. Păi deja încep să apară niște soluții politice cu care nu știu dacă putem fi de acord, dar mulți vor fi de acord cu ele. Știți? Apare un nou curent politic, șoșocismul. Da, aici e discutabil, cred că ar trebui să facem o emisiune întreagă. Este într-adevăr un fenomen. Doamna Șoșoac, probabil că știți, a ajuns pe locul 2 după domnul Iohannis, ca notorietate, deci, simpatie, asta este, credibilitate. Asta este. Deci vom avea șoșocism. Da, dar este doar la nivel de retorică. Doamna Șoșoac, spunând în fiecare zi, oricum nu pot să fac nimic. Da, dar oamenii obișnuiți... Oamenii atunci să aleagă acest profil Șoșoacă și când vor alege, vor vedea ce vor culege. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. A fost o reală plăcere. Și pentru mine sper că nu v-am plictisit în această Pe mine emisiune. Sigur nu. Deci de la mine nu se pune, nu se pune problema. Chiar îmi lipsea și mai ales îmi lipsea să citim monitorul împreună. Mesagerul, vă rog. Mesagerul, mă scuzați. Deci, mă gândeam la persoana la domnul Cezar Filip, care s-a a demisionat din funcția de cetățean. Da, să știți că cred că vor fi tot mai mulți cei care vor demisiona. E dramatic, nu, chiar nu e o glumă și pot să înțeleg disperarea, pentru că mai ales atunci când lucrez în presă, dar dumneavoastră aveți ficatul și stomacul tare și vezi în fiecare zi lucrurile, le scrii și nu se întâmplă nimic, la un moment dat te apucă disperarea. Așa este. Oameni buni, ne oprim aici. Îi mulțumesc domnului doctor pentru participarea la emisiune. Eu vreau să vă spun, apropo de ce s-a întâmplat ieri în ședința de Consiliu Județean, că Nicolae Iorga avea o vorbă. Spunea așa, că în viață, dar el se referea de fapt la viața lui politică, numai boul rămâne consecvent. S-a dovedit că noi în politica nemțeană nu avem oameni care ar putea fi apropiați de această asemănare. La noi, consecvența nu există, pentru că întotdeauna lucrurile se iau și se fac doar pentru binele comunității. Mulțumesc tare mult, oameni buni, vă doresc cele bune. Mulțumesc și eu, la revedere.